Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să deschid ședința ordinară a Consiliului Județean de luna aceasta, cu o prezență de 100%. Înainte de a da citire ordinii de zi, să vă prezint un pic invitații la această ședință. Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Bacău, cu un grup de reprezentanți, și o salut pe doamna Damian, președinta organizației, cu asociații, domnul Paul Demoveanu, antrenor Asociația Nevăzătorilor din România, tot filiala din Bacău, domnul director de la Serviciul Public pentru Promovarea Turismului, domnul Romil Botezatu, doamna Lenița Ardăneanu, domnul Popa Adrian, doamna director Gureu Gabriela și domnul chestor Vasile Popișan, care n-a ajuns. De asemenea, sunt director executiv și director executiv de ajuns ai direcțiilor aparatului de specialitate și reprezentanții mass media. Vă propun următoarea ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței din 22.11, proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite în domeniul cultural, artistic și sportiv, membrilor filialei județene Bacău, Asociației de Vădători din România, proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute legea 227 din 2015 privind codul fiscal, aplicabile din 2017. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute în legea 227, aplicabile în 2017. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe curtea de Schinemira din Slănic Moldova pentru sezonul 2016-2017. Proiect de hotărâre privind numirea directorului Serviciului Public Județean de Drumuri. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică Neamț-Bacău, cu cele 3 segmente. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului. 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea a 2 licențe de traseu pentru societatea Alitrans SRL în vederea efectuării serviciului transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 10. Informare privind eficiența serviciului polițienesc în asigurarea climatului de siguranță publică pentru primele 9 luni ale acestui an și realizarea indicatorilor de performanță minimal recomandați în planul strategic pentru acest an. La punctul diverse s-a propus, după publicarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Complexul Muzeal de Științe de Natură Ion Borcea Bacău și Fundația Comunitară în vederea finanțării proiectului Astronomia Punte spre viitor. Și de asemenea mai aveți un memoriu la mapă pe care l-ați semnat dumneavoastră și pe care l-am discutat în întâlnirea de la ședința extraordinară inițiată de domnul consilier Olteanu și o să discutăm la diverse. De asemenea, avem pentru câteva minute, pentru că săptămâna asta este școala altfel, avem elevii de la Colegiul Național Ferdinand, da? Împreună cu doamna profesoară. Și ce clasă? Deci clasa a noua. Și astăzi și-au propus să viziteze parte din instituțiile administrației publice, azi la Consiliul Județean. Au vrut să vadă unde își desfășoară aleșii județului activitatea ședințele ordinare, de asemenea compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Și mulțumim, îți dorim mult succes! Înainte de a da cuvântul pentru primul punct al ordinii de zi, vă rog să fiți de acord cu mine și să
urăm colegilor noștri care luna asta și-au sărbătorit cu ziua de naștere. Este vorba de colega noastră, Luminița Maricica Coșa. Domnul vicepreședinte Ionel Floroiu. Doamna Floarea Ivanov. La mulți ani, sănătate și prosperitate. Și mult succes în tot ceea ce v-ați propus dumneavoastră. Primul punct al ordinii de zi, dau cuvântul doamnei secretar a județului pentru a prezenta procesul de vot. Da. Haideți să supunem întâi la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu am amintit că s-a aprobată. Doamna secretar din Azar, doamna. Potrivit articolului 42 al corroborat cu articolul 98 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 22.11.2016. Mulțumesc. Am să fie procesul de dată. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Urmă de prezentarea proiectului de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite în domeniul cultural, artistic și sportiv membrilor filialei județene Bacău, Asociației Reprezentorilor din România, prezenți aici în sală și vreau să vă aduc la cunoștință că deja este o tradiție în fiecare an. Performanțele obținute de reprezentanții și membrii ai Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Bacău, am răsplătit efortul și lecția de viață pe care ne-o dau în fiecare zi și în fiecare an acești oameni minunați care sunt lângă noi și care, prin exemplul lor, schimbă ceva în jurul lor cu o putere pe care puțin o cunosc. Sunt oameni care se luptă zi de zi cu viața, câștigă, muncesc și devin campioni în diferite sporturi sau activități cultural-artistice. Sunt oameni care, cum spuneam, ne dau o lecție de viață în fiecare minut prin felul lor de a fi și de a înțelege viața. Astfel de oameni învață să luăm viața ca o provocare în care trebuie să facem totul pentru a ieși învingători și vreau, în numele întregului Consiliu Județean, să felicităm câștigătorii competițiilor și pe îndrumătorii acestora care și-au arătat valoarea demonstrând că au și inteligența, dar și tăria de caracter al unor adevărați campioni. Performanțele realizate de acești băcăuani demonstrează că nevăzătorii sunt oameni perfecti, ca și noi, și că trebuie înțeleși de către noi ceilalți ca atare. Felicitări și să-i aplaudăm! Domnule președinte, onorată asistență, în numele Asociației Învățătorilor pe care o coordonez în ultimii 6 ani, ne exprim deosebită plăcere și totodată mândrie că avem în mijlocul nostru cei aproximativ 2000 de membri ai Asociației Învățătorilor din județul Bacău, un număr destul de mic de persoane care ne reprezintă pe plan național și chiar internațional, dar acest număr mic, exact cum am spus dumneavoastră, domnule președinte, reprezintă faptul că persoanele cu dizabilități de vedere sunt oameni normali, sunt oameni ca toți ceilalți și facem parte din această societate. Permiteți-mi să urez, așa cum dumneavoastră ați făcut-o pentru cei care s-au aniversat zilele, pentru cei care își vor aniversa mâine Sfântul Andrei și urmează și Moș Nicolae și sărbătorile de iarnă, un sincer la mulți ani, mulțumim de suflet pentru amabilitatea de a ne fi primit în mijlocul dumneavoastră și nu în ultimul rând de a ne face
face să simțim și noi o mână caldă întinsă de toți cei care ne conduceți și sunt o pădurire a căruia vom fi prezenți în tot ceea ce înseamnă, hai să vă spun, totuși cu mândrie, persoane cu disabilități de vedere. Mulțumesc de suflet, la mulți ani și toate cele bune! Mulțumim! La mulți ani, pe 3 decembrie, este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Și să le urăm mult, mult succes și e foarte important această zi să ne atragă atenția pentru rezultatele pe care le obțin în fiecare zi. Sunt un exemplu pentru noi. Consiliul Județean acordă premiul pentru performanțe deosebite în domeniul sportiv doamnei Laura Damian, membra filialei județene, pentru câștigarea locului 2 la competiții naționale de copice nevăzători. O să vin eu acolo și o să vă acord premiile. Premiul pentru, de asemenea, se acordă antrenorului Paul Jemoveanu și echipei de copice nevăzători pentru câștigarea locului 2. De asemenea, domnului Paul Deboveanu, dirijor și grupului vocal folcloric nevăzător al filialei Bacău, pentru câștigarea locului 2 la competițiile la nivel național. Felicitări! De asemenea, se acordă domnului Cristian Vasile, membru al aceleiași asociații, pentru câștigarea locului 3 la competiții internaționale de creație literară. Nevăzători, epigrame. Câștigarea locului întâi domnului Petrica Vădăni la competiția naționale de interpretare secțiunea romanței. De asemenea, Petrica Vădăni mai câștigă un loc 2 la competiții naționale de interpretare secțiunea muzică ușoară. Felicitări! Domnul Cristinel Munteanu pentru câștigarea locului 2 la campionatul național. Vasile Damian pentru câștigarea locului 1 la competiții naționale. De asemenea, domnul Vasile Damian câștigă locul 1 la competiția națională de bowling, nevăzători și tot Vasile Damian câștigarea locului 2 la competiții naționale copice. Felicitări tuturor și sărbători! Campion mondial la
Da, mulțumim mult de tot, vă puteți să trageți, sigur. Foarte, 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 foarte succes, dragilor, și doamne, așa s-au auzit de mine. Trecem la următorul punct, la ordine de zi, privind stabilirea taxelor locale prevăzute. Da. Prevăzută de legea 1907/2015 privind codul fiscal aplicabile în anul 2017. Îi dau cuvântul doamnei director Ardeleanu, am rugămintea sinteză, toată lumea a avut materialul la mapă, nu sunt creșteri față de 2016, vă rog, foarte scurt. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt discuții din marginea acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu am primit dacă a fost aprobat. Trecem la următorul punct, tot doamna Preleam, privind stabilirea taxelor și tariferilor altele decât cele prevăzute în 1927/2015, aplicabile pentru 2017. Vă rog. Venitul de proprie ale instituțiilor cu ordinea Consiliului Județean Bacău provin din taxe și tarife încasate pentru prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele. În conformitate cu prevederile legale, conducerea instituțiilor publice fundamentează și propunerea din taxelor și tarifelor și le supun aprobării Consiliului Județean Bacău. Veniturile proprii ale instituțiilor publice se încasează, se administrează, se utilizează, se contabilizează de către aceștia potrivit dispozițiilor legale. Conform prevederilor articolului 7 de legea 52/2013,
Consiliul Județean Bacău la secțiunea informației de interes public, a fost atunci la simplificarea domeniului de cercare și a fost afișat la sediul Consiliului Județean Bacău. Termenul de depunere a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor a fost 21 octombrie 2016. Publicul interesat nu a depus propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de actă nominativ și cu grevare public. Având în vedere necesitatea încasării veniturilor locului, prin scopul asigurării finanțării proiectelor publice locale, instituțiile subordonate au fundamentat și propus următoarele proiecte ale datelor și tarifelor pentru anul 2017. Taxe pentru activități culturale. Complexul Muzeal de Istorie Ion Antonescu. Taxele propuse sunt mai mult celor aprobate pentru anul 2016 și sunt prezentate în anexa numărul 1 a proiectului de hotărâre. Complexul Muzeal de Științe Naturii Ion Bolcea. Taxele propuse pentru aceste activități sunt prezentate în anexa numărul 2 a proiectului de hotărâre și sunt mai mult celor aprobate pentru anul 2016. Revista de NEP. Producerea revistei de NEP propune ca proiectul de lucrare al revistei să fie de 3 lei pe exemplar la nivelul anului 2016. Serviciile operatorilor și valorile taxelor produse sunt prezentate în anexa numărul 3 a proiectului de hotărâre și sunt la nivelul celor adoptate pentru anul 2016. Filarmonica Mihai Jova. Valorile propuse pentru data de intrare la spectacolul de anul 2017 sunt la nivelul anului 2016, cu excepția datei de intrare la concerte extraordinare, unde nivelul minim propus este de 200 de lei pentru concertele dirijate de cariere de bujolară, față de 10 de lei, nivelul taxei aprobat pentru anul 2016. Valorile sunt determinate în anexa numărul 4 la proiectul de hotărâre. Ansamblul folclorului pentru colecționarea de costume populare pentru adulți și copii, valorile sunt prezentate în anexa numărul 8 la proiectul de hotărâre și sunt la nivelul celor aprobate pentru anul 2016. Tarife și taxe în domeniul culturii. Valorile propuse pentru tarifele transportul de rutine efectuate pe drumurile de interes județean cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe și sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele legale și pentru tarifele pentru utilizare și acces în zona drumurilor județene și excepțiile de la plata acestora sunt prezentate în anexele numărul 5.1 și 5.2 la proiectul de hotărâre, sunt exprimate în euro și nu consideră mai. Taxele de utilizare atentate tipeni de C100 pentru utilizarea spațiilor și terenurilor aferente districtelor și pentru daunele produse drumurilor publice propuse pentru anul 2017 sunt la nivelul celor aprobate pentru anul 2016 și sunt prezentate în anexele 5.3, 5.4, 5.5 la proiectul de hotărâre, iar lista cu personalul incluse din ce se va sta din acționarii de contravenție de la regiunii drumurilor este prezentată în anexa numărul 5.6 la proiectul de hotărâre. Taxe și tarife pentru serviciile în domeniul protecției plantelor. Tarifele propuse în forma propusă de serviciul public de protecție a plantelor vor putea fi utilizate numai în cadrul activităților autofinanțate ca structură distinctă. Valorile propuse pentru anul 2017 sunt prezentate în anexa 6 la proiectul de hotărâre. Taxe închiriere spații și tarife pentru alte activități administrative. Taxele pentru închirierea sălilor aparținând Consiliului Județean Bacău se mențin la nivelul anului 2016. Direcția Juridică și Administrația Publică Locală a propus ca taxa de participare la licitație pentru închirierea bunurilor aflate în domeniul public sau privat al județului să fie stabilită la același nivel pentru ca pentru anul 2016, respectiv un procent de 10% din valoarea de pornire a licitației pentru sume de până la 5.000 lei și de 500 de lei pentru valori mai mari de 5.000 lei. Nivelul taxelor și tarifelor stabilite în prezentul proiect de hotărâre intră în vigoare de date din 1 ianuarie 2017. Atunci, în vedere cele prezentate, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor alte beneficiere prevăzute de legea numărul 227 de 2015 privind codul fiscal. Taxa pe care le începem în anul 2017. Da, mulțumesc, dar și mai bine eu câteva precizări. Conform prevederilor legale, elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, la spectacole de teatru, operă de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice. De asemenea, studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul
la concerte, muzee, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice în limita bugetelor acordate și de asemenea s-au avut în vedere și prevederile hotărârii de guvern din 2004-385 privind accesul gratuit la cultură al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic. Și s-a avut în vedere și legea 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, în sensul care prevede copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește, beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, iar un alt aliniat prevede că și adulții cu handicap beneficiază de bilete la intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, vorba de adultul cu handicap grav sau accentuat, adultul cu handicap mediu și ușor, care beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți. Acestea fiind precizările, mă supun dacă sunt discuții pe marginea acestui material. Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc! Domnule președinte, eu o să mă ațin la acest proiect hotărâre, încât lucrez la serviciu pentru protecția plantelor și aș fi în situație de Da, deci domnul, cum ne spune domnul consilier, centra este activ. Următorul punct al ordinii de zi se referă la stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe părtea de schimbă din Moldova sezonul 2016-2017. Pentru realizarea veniturilor proprii, prin adresele înaintate de către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvonon Bacău, propuneri privind tarifele pentru accesul cu telescaun pe curtea de schi Nemira din Slănic, Moldova, în sezonul 2016-2017. Conform prevederilor din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaun pe curtea de schi Nemira din Slănic, Moldova, în sezonul 2016-2017 a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Bacău și a fost transmis pentru publicare cotidianului Deșteptarea și a fost afișat și la avizierul Consiliului Județean Bacău. Publicul interesat nu a depus propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Trebuie să menționez că tarifele propuse sunt prezentate în anexa la proiectul de hotărâre, cuantumul acestora fiind același ca și din sezonul, ca și cel din sezonul 2015-2016. Astfel, după cum rezultă din nota de fundamentare a serviciului. Având în vedere cele prezentate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaun pe curtea de schi Nemira din Slănic, Moldova, sezonul 2016-2017, condiția să ningă și să fie zăpadă. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, vă supun aprobării proiectului. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Privind numirea directorului Serviciului Public Județean de Drumuri. Și am să fac o sinteză. În perioada 2-4 noiembrie 2016 s-a organizat concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante la vacante pentru funcția de director al Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean. Potrivit rezultatelor finale ale concursului, consemnate în raportul final, Comisia de Concurs, constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, a declarat-o admisă pe doamna Ardeleanu Lenuță. Doamna Ardeleanu Lenuță ocupa funcția de inspector de specialitate în cadrul Serviciului Județean de Drum, în prezent asigurând conducerea interimară a acestei instituții. Doamna
Ardeleanu este absolventă a Facultății de Hidrotehnică, profil construcții din cadrul Institutului Politehnic Gheorghe Sachie din Iași, cu diplomă de master în management și legislație în industrie, administrație și servicii. O vechime în specialitatea studiilor absolvite de peste 30 de ani, din care 17 ani experiență în actualul domeniu de activitate. Față de cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind numirea directorului Serviciului Public Județean de Drumuri. Am să rog și pe doamna Ardeleanu să prezinte, cu care cred că o cunoașteți. Doamna Ardeleanu, dacă vrei să-i o întrebați ceva. Vorbiți la microfonul. Da. Sper că în continuare să ne facem treaba, așa cum trebuie în cadrul serviciului și să aducem un nou bunătățit. Da, mulțumesc. Sunt și constructive. Și drumuri bune. Și drumuri bune. Și bani mai mulți la drumuri. Bani mai mulți. Bani mai mulți la drumuri. Da. Vă supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Mergem la următorul punct al ordinii de zi, proiect pe care l-am anunțat să prezinte la ședința extraordinară. Acum suntem cu el în faza finală, care putem să-l prezentăm și să-l depunem. Este vorba de aprobarea indicatorilor economici și ai proiectului și avem nevoie de toate datele și toate cifrele. Și astăzi ele sunt în fiecare dintre dumneavoastră le aveți la mapă. Județul Bacău, spuneam, în colaborare cu județul Neamț, intenționează să depună proiectul interjudețean strategic regiunea nord-est, axa rutieră strategică 3, în vederea finanțării prin port 2014-2020, axa prioritară 6, prioritatea de investiții încadrată în categoria proiecte diferite, interconectate, implementate în baza unui acord cadru de colaborare depuse separat la finanțare. Proiectul prevede activități de reabilitare și modernizare a 165,56 de kilometri de drumuri județene pe teritoriul județelor Neamț și Bacău, din care 94,51 km de drumuri județene pe teritoriul județului Bacău, respectiv drumul județean 207 de limită județ Neamț Dămienești Traian, al doilea segment drumul județean 941 limită județ Vrancea Podul Turcului Zvorul Beheciului și drumul județean 241 a izvorul Berheciului Secuiel. Altfel este vorba de un singur troson de la Piatra Neamț cu intrare Horia, comuna Horia, intrare în Dămienești, Traian Secuien, Secuien izvorul Berheciului, Polonești, Rechitoasa, Motoșeni, Podul Turcului și până la limita cu județul Vrancea. În acest sens, au fost elaborate documentațiile tehnico-economice, faza DALI, pentru tronsoanele de drumuri județene menționate mai sus. Având în vedere prevederile ghidului, solicitantului, apelului de proiecte, s-a întocmit un deviz de cheltuieli cumulat, rezultat din cele trei documentații, indicatorii tehnico-economici, rezultați fiind următorii. Valoarea totală a investiției, 184.488 de mii lei, aproximativ 41.645 mii euro. Deci 41 de milioane de euro. Din care construcții montaj 39 de milioane de euro. Capacitatea, lungimea drumului județean reabilitat și modernizat, cum spuneam mai înainte, este 94.4 km pe raza județului Bacău. Având în vedere datele prezentate, vă
supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice. Ai proiectul. Aș vrea să mai menționez faptul că ar trebui să ne corelăm cu județul Neamț. Județul Neamț, actuala administrație a accelerat cât se poate de mult, de aia am ajuns astăzi, noi aveam mult mai devreme, dar am așteptat cifrele de la județul Neamț și a trebuit să coreleze proiectanții și consultanții noștri cu cei din județul Neamț. Astăzi suntem pregătiți pentru asta. Așteptăm acum, după data de 6, pe data de 5 o să fie ședința Colegiului Dezvoltare Regională și vedem când se va lansa nou apel, să putem să depunem. După data de 5, dar nu știm exact când. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă supun consilier Popovici. Aș fi luat cuvântul după vot, deși mă îndoiesc că cineva nu ar putea fi de acord cu un asemenea proiect de infrastructură județeană. Voiam doar să subliniez ceea ce a reieșit și din completările pe care le-ați făcut, domnule președinte, anume faptul că, în ciuda unei mișcări mai dificile, mai nebuioase a fostei conducerea Consiliului Județean Neamț, consilierii județeni, Consiliul Județean Bacău din mandatul trecut nu au abandonat lucruri la acest proiect. Faptul că abordarea de la Neamț s-a schimbat, iată, este în favoarea tuturor. Cred că la nivel de județ, cel puțin pe zona de est a județului, de dincolo de Siret, și cred că domnul vicepreședinte Floroi poate confirma, va fi cea mai importantă investiție în infrastructură, ca și modalitate de lucru, ca și kilometri. Am înțeles din prezentarea proiectului că avem pe teritoriul județului aproape 100 de kilometri de realizat. Și iată o primă sarcină pe care doamna proastă director, o are de dus la îndeplinire. Noi ne dorim sigur ca să accesăm finanțarea pe acest proiect și să-l punem în aplicare. Încă o dată vreau să felicit și cred că trebuie spus acest lucru și fosta echipă de la Consiliul Județean, care în alte condiții poate ar fi putut să nu accelereze pe acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Doamna director Adrianu are misiunea de a-și concretiza, pentru a lucra tot timpul la acest și a dat tot concursul împreună cu echipa, cu specialiști, cu proiectanți, cu consultanți, cu cei de la Autoritatea Rutieră Română, ca să avem rapoartele de auzit și toate documentațiile și avizele necesare, ca să fim în măsură să le depunem în condiții de eligibilitate, să zicem puțin. Domnul vice, vreți să interveniți? Nu. Vreau să fac o precizare care e foarte importantă la momentul ăsta. Noi suntem interdependenți de Consiliul Județean Neamț. Dacă Consiliul Județean Neamț va avea probleme de parcurs la acest proiect, nu știu ce se va, nu putem cuantifica sau să anticipăm ce s-ar putea întâmpla. Aici există o stare emoțională din această perspectivă. Da, știu ce se întâmplă, trebuie să o spunem. Dacă proiectul poate fi implementat, dacă cele două documentații sunt eligibile și atunci se poate implementa. Dacă una din cele două documentații are probleme, nu se poate implementa acest proiect. Deci, clar, și asta e valabil în toată regiunea Nord-Est. Deci, a trebuit să-l corelăm și să punem, poate au accelerat foarte mult. Am stat după colegii noștri de la Neamț. Mă bucur că au înțeles și au dat tot concursul. Acum, nu știm noi cât de bună este documentația asta. O să vedem după ce ne punem pe aici. Oricum, mulțumesc întregii echipe care și-au dat tot concursul și al dumneavoastră și al nostru a tuturor. Dacă mai sunt alte intervenții pe marginea acestui material. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Cred că în unanimitate a fost aprobat.
Următorul punct al ordinii de zi se referă la stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului Urbanist și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanist. Este vorba pentru a avea o funcționare operativă, au fost propuși ca membri ai Comisiei reprezentanța instituțiilor cu implicare directă și concretă în procesul de elaborare, aprobare și implementare a documentației de urbanism și menajarea teritoriului, în regulamentul de organizare și funcționare, precizându-se că, în funcție de caracterul documentației supuse avizării, la ședințele Comisiei pot participa în calitate de invitați și reprezentanți ai altor organisme și instituții interesate. Asta este esența față de care vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a regulamentului de organizare și funcționare. Documentația a fost la armată, dumneavoastră a discutat-o și comisiile de specialitate. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Gheorghiță, Marius, pentru a prezenta următorul punct al ordinii de zi. Se referă la atribuirea două licențe de traseu pentru SCA Trans, SRL, în vederea tuturor serviciului de transport metropolitan cu persoane prin curse regulate speciale. Vă rog, domnule vicepreședinte. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. La proiectul de hotărâre privind atribuirea două licențe de traseu pentru SCA Trans, pentru transportul județean de persoane, s-au depus la serviciul transportului tot dosarul cu toate avizele obținute, inclusiv cel al ARR-ului. Licența de traseu se eliberează pe o perioadă egală cu perioada de valabilitate contractului. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licențelor de traseu special pe rutele Bacău-Hemeiuș-Hit-Park și Racova-Hemeiuș-Hit-Park pentru operatorul de transport SC Alin Trans SRL Săucești. Se vor transporta 73 de persoane angajate la această unitate prin 3 curse pe zi. Toată documentația conform legii este depusă la Serviciul Transporturi, iar în vederea obținerii aprobării dumneavoastră, vă rog, domnul președinte, să supuneți la vot. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții pe marginea celor prezentate, dacă nu, vă supun spre aprobare, ce este pentru. Mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. E vorba de o informare privind eficiența serviciului polițienesc în asigurarea climatului de siguranță publică în primele 9 luni ale anului 2016 și realizarea indicatorului de performanță minimal recomandat în planul strategic pentru acest an. Am să-i dau cuvântul domnului consilier Mulescu, care este și președintele autorității teritoriale Zorbării Cuzului. Vă rog. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu cât este și prima informare din mandat, doresc în primul rând să vă asigur că autoritatea teritorială de urmă publică și a intrat în atribuțiuni, iar în prezent îl desfășoară activitate conform atribuțiilor care rezultă din reglementările electorale. Vă informez că până acum au fost aprobate deja principiile și regulile de lucru ale autorității, de marca orientativă a ședințelor de lucru, iar acum se lucrează la redactarea documentului de planificare pentru anul 2017. Asta în legătură cu acum. Privind tematica informării de astăzi, ați primit documentele la mapă, sunt convins că le-ați studiat. Eu doresc să vă informez că aceste documente sunt asumate de acolo și, ca urmare, în intervenția mea, doresc să-mi
refer doar la concluziile care toți au fost reținute din analiza pe care am desfășurat. În primul rând doresc să vă informez și să rețin concluzia generală pe care am constatat-o și anume că activitatea de poliție pe primele 9 luni ale anului 2016 au urmărit ca fiindă principală îndeplinirea obiectivelor și a parametrilor de performanță fixați pentru 2016 și a generat creșteri cam în toate privințele, creșteri care au influențat pozitiv climatul de ordine și siguranță în județ. O a doua concluzie derivă în faptul că evoluția criminalității în județul Bacău în primele 9 luni ale anului 2016 vis-a-vis de aceeași perioadă a anului 2015 a fost una pozitivă și a însemnat reducerea faptelor infracționale față de aceeași perioadă a anului 2015. Pe total există o reducere de 10,7%, însemnând diminuarea cu aproximativ 1500 de fapte infracționale. Și în sfârșit, a treia concluzie, rezidă în constatarea că a crescut eficiența activităților de intervenție preventivă a organelor de poliție. Iar argumentul cel mai elocvent în această privință îl constituie criminalitatea contra patrimoniului, unde de asemenea există o reducere într-un procent mediu de 17%, reduceri fiind la toate categoriile de infracțiuni. La furtul din locuințe cu 38%, la furtul din societăți comerciale 12,6%, furtul din autovehicule 31,7%, furtul de animale de 10,4%, infracțiuni de tezărie diminuate cu 16,8%. Aceste date și altele care sunt prezentate în documentele care au fost puse la dispoziție, din punctul nostru de vedere, demonstrează că acțiunile de poliție care au fost desfășurate în primele 9 luni ale anului, în marea lor majoritate, au fost eficiente. Astăzi noi am prezentat o informare, urmând peste câteva luni să fie prezentat raportul anual de activitate al unităților de poliție. Totuși, propun, ca și în ședința de astăzi, să fim de acord să apreciem ca fiind pozitivă evoluția serviciului poliționesc în primele 9 luni de zile, de asemenea pozitiv și impactul acțiunilor care au fost desfășurate în această perioadă asupra climatului de ordine și de siguranță în zilele noastre. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dacă mai sunt intervenții, completări sau vreți să interveniți, vă rog să o faceți acum, pe marginea materialului a informării. Dacă nu, luați acte de informare. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Referitor la modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență. Propunerea de modificare a organigramei și a statului de funcții vizează în principal transformarea a două posturi vacante. Este vorba de noua secție de radioterapie pe care recepția tehnică s-a efectuat. E în perioada de autorizații, de avize și de punerea în funcțiune și de selecția personalului. Și se solicită transformarea a două posturi vacante de fizician principal specialitatea fizică din cadrul laboratorului radioterapie și laboratorului radiologie și imagistică medicală în post de fizician medical specialitatea bioinginerie medicală și post de bioinginer medical, ținând cont de necesitatea desfășurării normale a noi secții de radioterapie, precum și de exploatarea aparatului RMN nou achiziționat și care este în funcțiunea asta. De asemenea, s-a propus transformarea unui post vacant de asistent medical principal de la secția pediatriei în post de statistician medical, precum și desfințarea unui post vacant de muncitor necalificat de la compartimentul muncitor
și înființarea unui post de asistent medical principal a compartimentului evaluare și statistică medicală în vederea schimbării locului de muncă a unui salariat ca urmare a recomandării medicale a medicului de medicină a muncii. Față de cele prezentate, supun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție la Spitalul Județean de Urgență. Domnul manager al spitalului este aici, domnul Popa Adrian. Dacă mai aveți nevoie de vreo informație suplimentară, alte dedicate decât cele care le-ați primit în comisie de specialitate, vă stă la dispoziție. Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc! Trecem la următorul punct al ordinii de zi, de la diverse, privind aprobarea asocierii dintre Congresul Muzeal de Științe Naturilor Borcea Bacău și Fundația Comunitară Bacău în vederea finanțării proiectului Astronomia Curte spre Viitor. Este vorba de câteva acțiuni care s-au desfășurat. S-au strâns ceva în fonduri și e nevoie acum să vor și de cadrul acesta legal de această asociere ca să poată să-și atingă scopul pentru care s-au făcut aceste acțiuni. Proiectul este axat pe desfășurarea unei sesiuni educative teoretice susținute de un coordonator științific în cadrul Complexului Muzeal de Științe Naturilor în Borcea, sub unitatea Observatorul Astronomic Victor Anestin Bacău, completată de sesiuni aplicative și demonstrative care se constituie rezultatul final, organizat împreună cu specialiștii instituției. Elevii cooptați în aceste activități își vor valorifica aptitudinile de exercitare în aspecte practice dobândite prin intermediul celor teoretice. Grupul țintă este reprezentat de elevii ai Instituției de Învățământ din Județul Bacău, cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani și sunt prezentate beneficiarii direcți, beneficiarii direcți sunt membrii ai Cercului de Astronomie Meteor, iar cei indirecți cadre didactice specializate pe domeniul științe și, sigur, cei care îi susțin, părinții acestora. Sunt redate obiectivele proiectului, nu am să le mai menționez. Activitățile proiectului se desfășoară la Observatorul Astronomic Victor Anestin prin Cercul de Astronomie Meteor. Kiturile de astronomie rezultate în urma achiziționării de materiale în cadrul proiectului vor fi parte a dotărilor disponibile pasionaților de astronomie la Solidaritatea Observatorului Astronomic și va constitui bază materială pentru sesiuni interactive viitoare din cadrul Complexului Muzeal. Față de cele prezentate, vă supun spre analiză și aprobare proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii dintre Complexul Muzeal de Științe Naturilor în Borcea și Fundația Comunitară în vederea finanțării proiectului Astronomia Punte spre Viitor. Cam astea sunt, dacă sunt intervenții pe marginea materială, dar nu vă supun spre aprobare. Aprobarea asocierii. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva ține. Ordinea de zi s-a epuizat. Ieri după amiază, așa cum am discutat la ultima ședință, domnul consilier Lucian a venit cu o propunere. Eu am insistat să ia legătura cu administrația locală de la municipiul, din municipiul Onești. Este vorba de podul rutier care traversează râul Trotu și aflat pe raza municipiului Onești. E vorba de un memoriu pe care să-l facem noi din partea Consiliului Județean, în care se semneze toți Consiliul Județean pentru către primul ministru și a Ministerului Transportului. Vreau să zic că acest memoriu a rămas astăzi fără obiect, întrucât municipiul, primăria municipiului a primit deja răspunsul, v-am zis că s-au făcut demersul în acest sens, s-a mers la București, s-a mers la Ministerul Transportului, s-au avut loc discuții și s-a primit și un răspuns oficial scris și vă îl dau citire către primăria, e vorba Ministerul Transporturilor, Cabinet Secretar de Stat, către primăria municipiului Bacău, către primăria municipiului Onești, domnului primar Bunatiu Nicolae. Având în vedere solicitarea dumneavoastră transmisă cu adresa înregistrată la Ministerul Transportului sub numărul, vă comunicăm următoarea. Analizând situația prezentă a podului de beton armat,
parte a DN11 se constată o stare de deteriorare avansată, impunându-se luarea de măsuri pentru punerea în siguranță a traficului de, pe respectivul obiectiv. În acest sens, vă comunicăm acordul nostru privind preluarea obiectivului pod peste râul Crotuș la Ministerul Transportului, în vederea executării lucrărilor de reparație. Cu stimă secretar de stat, Marcel Ioan Borș. Așadar, a rămas fără obiect. Urmează ca Ministerul Transportului să prindă în bugetul pe 2017 și să facă să execute lucrările de reparație și de consolidare. Vă mulțumesc mult de tot, fiindcă suntem în ajun, fiindcă suntem în ajunul celor mai importante sărbători ale noastre, ale românilor, e vorba de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, apostolul care a încreștinat poporul nostru și este patronul spiritual al tuturor românilor, și cea de-a doua, 1 decembrie, sărbătoarea de suflet a tuturor celor ce simt, gândesc și trăiesc românește. La mulți ani tuturor, la mulți ani băgăoanelor, la mulți ani în România!